Partenerii emisiunii: Oasis Shopping Mall. Echivalența. Vă salut într-un nou episod, Madame. Suntem la Oasis Shopping Mall, unde au loc transformările cu stil. Participanta noastră din acest episod este doamna Svetlana. Împlinește vârsta frumoasă de 55 de ani și vine mai exact de la Cahul pentru a cunoaște toată echipa Madame. Să o cunoaștem împreună. Am 55 de ani, sunt mama a 10 copii. Am o familie. Aici pauză. Sunt mamă a 10 copii. Trebuie să înțelegem că eu când am avut momentul ăsta să vă cunosc, da, pentru mine așa au fost un fel de... Pantalonii nu vă plac? Nu vă sunt comozi? Sau nu ați găsit perechea care să vă placă? Cred că nu mă sunt bine în ei. Eu astăzi am ales pantaloni, nu întâmplător. Am văzut că aveți doar ochii și este un fel de test ca să vedem cum ați arăta și într-o pereche de pantaloni. Frică nu este... Pe interior sunteți gata, da? Noi la fel suntem gata. Atunci... O cunoaștem astăzi pe Svetlana. Participanta, eroina de astăzi, este mamă la puterea 10-a și are o poveste frumoasă. În proiect a ajuns datorită fiicei, cea care a programat-o pentru o schimbare radicală. Deși a venit cu mai puțin curaj, Svetlana zice că nu îi plac experimentele și ar dori o transformare moderată. Echipa Madame însă are alte planuri. Să începem! Bună ziua, numele meu este Svetlana, vin de la Cahul, am 55 de ani. Acest proiect pentru mine este ceva nou, nu am știut. Și a fost o surpriză care mi-a dat furnicături, dar este un cadou frumos și cred că fiecare femeie merită să fie răsfățată. Am spus nu! Cum pot să mă vadă o țară întreagă? Dar m-am gândit că sunt frumoasă, sunt deșteaptă și de ce nu? Când mie îmi place schimbările, îmi plac hainele noi, îmi place tot ce este frumos. O experiență nouă este de folos fiecărui om. Aceasta îți dă o nouă forță, îți dă un nou avânt și a cunoaște o echipă de oameni specialiști, care am văzut că de la început chiar sunteți specialiști, sunt foarte bucuroasă. Am cunoscut-o pe doamna Svetlana, o femeie care are un talent. Talentul ei este inimă de mamă. Cred că totuși o inimă de mamă reprezintă un talent aparte. Fiecare din noi, ca femeie, evident că ajunge atunci când se devine mamă să aibă căldură. Dar există femei care au și mai multă căldură, și mai multă dedicație pentru a fi mame. Cunoscându-o pe doamna Svetlana, am descoperit că este asistent parental și respectiv și-a dorit foarte mult să poată motiva și alte femei să reușească să descopere dacă au o inimă mare împreună cu partenerul său și devină și ei părinți pentru alți copii care o să aibă loc în casa lor. Eu am toată admirația pentru doamna Svetlana și îi doresc în primul rând să nu uite de propria persoană, așa că emisiunea noastră este cea mai bună ocazie pentru ea ca să se observe, să își aducă aminte că este o femeie frumoasă, că este o femeie care are nevoie să strălucească prin frumusețea ei feminină. Și la fel, noi am discutat despre diferite tipuri de educație, am discutat despre ce facem în criză, cum încercăm să motivăm copiii și mi-a plăcut foarte mult elementul ăsta că îi oferă posibilitatea copiilor să vorbească, să exprime tot ce au pe suflet, ca să înțeleagă că ei sunt personalități complete. Femeilor de acasă le recomand să-și dea voie copiilor săi să aibă glas, așa că dați voie copiii voștri să poată să vă spună tot ce au pe sufletul. Bună ziua, doamna Svetlana! Bună ziua!
Mă bucur să vă cunosc și eu deja am cunoscut foarte multe lucruri interesante despre dumneavoastră. Cei care o să ne privească o să fie uimiți ce se află în spatele unei femei atât de finuțe și o să descoperim că istoria dumneavoastră este una extraordinar de interesantă și neașteptată. Pentru mine a fost foarte uimitor să descoper ce fel de persoană sunteți. Ziceți-mi cum v-ați prezentat dumneavoastră în câteva cuvinte. Cine este doamna Svetlana? Sunt venită din raionul Cahul. Am 55 de ani. Sunt mama a 10 copii. Am o familie. Aici pauză. Sunt mamă a 10 copii. Trebuie să înțelegem că eu când am avut momentul ăsta să vă cunosc, da, pentru mine așa a fost un fel de... Pentru timpurile noastre, o femeie care, o familie, hai să spunem așa, pentru că dumneavoastră împreună cu soțul aveți 10 copii, da? E ceva diferit. E și din comun și neașteptat în același timp. Sunteți mama a 10 copii. Ziceți-mi cum s-a întâmplat ca familia voastră să fie numeroasă? Cred că suntem niște firi care iubim copii și bucuria noastră este văzând copiii cum cresc. Avem căldură și dragoste pentru ei. Dragoste pentru copii. Soțul tot e așa? Da. El tot este o persoană care are căldură și resurse. Este o persoană care a crescut în familie cu 14 copii. Înțeleg de unde vine tradiția, da? Deci cumva tradiția vine de la faptul că pentru el este normal, da? Este normal, da. Numeroasă. Vreau să spunem celor care o să ne privească că noi am avut deja ședința terapeutică cu dumneavoastră, eu v-am descoperit pas cu pas și noi am făcut câteva teste psihologice, da, în care am descoperit că dumneavoastră sunteți o persoană care îi place căldura casei, da, deci aveți căldura acoperișului, se numește din punct de vedere psihologic. Și plus sunteți o persoană care se gândește mult, retrăiește foarte mult. Vreau să vă întreb, atunci când o inimă de mamă, da, crește copiii, care sunt cele mai deseori îngrijorările? Știți, le las pe seama lui Dumnezeu toate îngrijorările, cu toate că mă îngrijorez, dar am fost răstignită împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci trăiește Cel care trăiește în mine este Hristos. Acum viața pe care o trăiesc în credință în Fiul Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat El însuși pentru mine și nădejdea mea este în El. Mă încred în El și doresc ca El să supravegheze copiii mei, pentru că eu... Înțeleg că religia este o parte importantă din viața voastră, da? Deci cumva voi sunteți o familie care inclusiv, da, religia e parte din educație. Da. Vreau să vă întreb, pentru că familiile tinere au momentul ăsta cu hiperresponsabilitate de a educa un singur copil, da? Ce pe parcursul vieții dumneavoastră cu soțul, ca părinți, ați folosit ca tehnici, haideți să-l numim, tehnici de educație, ca în procesul educației copiii să fie organizați, responsabili, curioși de viață. Ce ați folosit din ceea ce deja ați analizat parcursul vieții și a educației deja a 10 copii? În primul rând, blândeța, exemplu. Exemplu personal, da? Exemplu personal. Deci și, desigur, insistența ca ei să preia lucrurile, să le ia,
să le vadă așa cum ele sunt în realitate. Când ziceți insistență, dați exemplu de insistență, pentru că tare mulți părinți în prezent, da, știi ce fac? Las copilul dacă vrea o să facă, dacă vrea nu o să facă, da? Dumneavoastră, ce părere aveți față de elementul ăsta? Nu, dacă ei sunt credințat un lucru, să fie bun să-l ducă de la început până la sfârșit. Și eu am așa o vorbă, dacă eu fac lucrul ăsta bine, tu vezi cum îl fac eu și tu îl faci mult mai bine decât mine. Adică aveți încredere copiii să evolueze procesul, da, a părinților, să facă și mai bine ca părinți. Să facă și mai bine ca părinți, pentru că ei sunt ucenicii noștri care cândva o să fie și ei niște profesori. Da, sigur. Deci cumva părinții sunt și mentori, așa? Da, rolul unei mame, m-am analizat pe parcurs și ne-am dat seama că, cum spune Grigore Vieru, că nu ai altă... Deci tu ești un geniu și nu ești numai paznic, dar ești și avocat, ești și mângâitor, și luminător, tu ești medic, tu ești totul. Deci profesia de mamă este... E multitasking, este, cu multe, da, responsabilități. Cu multe responsabilități și e multe... Mi-a plăcut, doamna Svetlana, că ați spus elementul ăsta că insistăm frumos asupra unui proces, unui lucru, unei activități, da? Și vreau să le spun și mamelor moderne, da? Pentru că elementul ăsta a insistenței calitative, da, este foarte important, pentru că noi copiii învățăm să aibă niște abilități, aptitudini. Și dacă lăsăm lucrurile de la sine, că copilul singur o să înțeleagă când trebuie să fac treabă, sau când se aranjează patul, sau când își spele dinții, deci tot ce ține de rutinele fiziologice, da, e procesul ăsta de insistență calitativă, îl ducem până la automatism, până când se transformă în normă, așa? Și după asta deja nu mai este atât de complicat, da? Copilul singur e autosuficient și se descurcă. Știu din discuțiile cu alți oameni care au mai mulți copii că ei tot spun că frații se duc unul pe altul. E greu cu primii doi sau cu primii trei. Ce dumneavoastră ați observat? Dacă există asta adevăr în familia voastră? Da, copiii se ajută. Vreau să spun că sunt, exersez profesia de asistent, sunt asistent parental profesionist și vreau să spun că copiii mai mari mi-au fost și îmi sunt sprijin și ajutor în munca pe care o fac. Deci acolo unde eu nu dovedesc, dar pentru că în primii copii s-au pus bază, ei mă ajută și intervin ei și împlinim, da? Completează toată treaba asta, așa? Golo. Și copiii învață, da, și unul de la altul și... Învață unul la altul totuși, învață, da? Învață. De atâta trebuie, da, la început să... Baza. Da? Deci baza e tare importantă inițial și după care copiii între ei deja se ajută, da? Deci ei sunt exemplu unul pentru altul. Dar dacă nu... Cred că dacă nu faci primul pas corect, pe urmă este greu, pentru că ei învață nu numai lucrurile bune. Da, lucrurile ușor se învață, foarte ușor prin copiii. Atunci avem o muncă mult mai mare, dacă depinde cum vedem lucrurile. Mai am tare multe întrebări, dar măcar două îmi să reușesc să vă le ofer. Vreau să vă întreb dacă există momentul ăsta în care, când există vreo criză, de exemplu, a copilului, a făcut vreo buruboață copilul, toți fac. Cum reacționați? Care sunt tehnicile, instrumentele prin care dați de înțeles copilului că a făcut ceva greșit? Cum corectăm? Cât și cum? După situație. Dar mă stăruie în primul rând să ascult copilul, să văd care e, din ce cauză au făcut asta, s-au procedat așa. Apoi încercăm să discutăm. Era corect, nu era corect și clar că nu era corect, atunci ce poți face ca să îmbunătățești, să dregi treaba și cum o faci tu lucrul ăsta? Dacă ai nevoie de sfat, sigur că câteodată poate nu mai e o eu înainte, da? Și încep eu să dau sfatul fără să văd, dar am observat că când pui copilul doar să execute, el poate să repete aceeași greșeală.
dar atunci când îl lași el să mediteze, să gândească și să iei singur decizii, să dreagă treaba, atunci îi sprânești frumos și îi fericit și noi sunt. Da? Doamna Svetlana, conștientizarea. Și da, poate fi situații în care dumneavoastră folosiți o tehnică care se numește tehnica celor trei pași pentru criză. Toți părinții au situații când copilul își învață lecția lui de viață prin greșeli. E sănătos să învățăm prin greșeli, da? Și atunci când copilul face vreo borobață, cum noi cu dumneavoastră am numit, este super important pasul numărul 1, copilul să povestească cu mult el situația. Pentru că pentru un părinte poate fi super stresantă ideea că a luat din casă 10 lei și a cumpărat 3 ciocolate și a dat la vecini, da? Și zic cum ai putut, ai furat bani din casă, da? Dar pentru tehnica celor trei pași este foarte important copilul să povestească care a fost intenția lui, de ce a făcut acest lucru. Deci primul pas care deja l-ați povestit că îl folosiți, da, este elementul ăsta de eliberare, de povestit ce se întâmplă în interior. Pasul numărul 2 este important să povestim despre consecințele pe volum mai mare. Da, poate fi o borobață micuță, dar în viitor, în viață, dacă e nu-i prea întâmpinată, poate să transformi în ceva mare. Și atunci, pasul 2, părinții trebuie să povestească în ce se poate transforma. Aceeași lovitură pe cineva din casă, da, pe viitor, poate să transforme ceva mai negativ. De ce noi povestim care pot fi consecințele? Pasul 2 este despre consecințe. Și pasul numărul 3 este despre a găsi o alternativă. Dumneavoastră ați spus că ați observat că e mult mai bine când copilul singur găsește alternativă, dar dacă copilul mai mic și nu găsește alternativă, noi putem să dăm variante. Uite, în cazul ăsta, tu te zici la tata să întrebi 10 lei, să te duci să dai ciocolate vecinilor, sau puteți să aduni două zile din banii tăi din buzunar. Și atunci copilul, tu ce ai fi vrut să faci data viitoare? Ce o să faci data viitoare? Că nu o să ai intenția asta să dai ciocolate. Atunci când noi dăm variante, copilul înțelege că totdeauna este o soluție. Obiectivul principal a părinților, dumneavoastră deja știți, este faptul că copilul trebuie să înțeleagă că totdeauna este soluție și totdeauna este ieșire din situație. Da, asta e foarte important, ca să știi că totdeauna este ieșire din situație. Care este câteva calități, caracteristici pe care voi, ca și familie, vreți să aibă copiii dumneavoastră în viitor? Pentru că mulți deja sunt mari, noi știm că sunteți și bunică. A câți nepoței deja? 4 ați spus? 4 nepoței. Wow. Și respectiv, da, care sunt? Așteptăm a cincilea. Așteptați a cincilea. Extraordinar de frumos. Deci, tradiția, la voi se mulțească acolo copiii. Frumos, tare frumos. Cresc ca florile. Cresc ca florile, cresc da. Cresc florile, așa? Deci cu copiii, de fapt, sunt ca niște ghiocei. Și dacă ei cum luptă pentru viață, iar noi suntem soarele care încălzăm și îi înfloresc. Foarte frumos ați spus, e extraordinar de frumos. Care sunt două, trei caracteristici care dumneavoastră conștient le introduceți în educația copilului? Dragoste față de copii, cred că da, pentru că toți au sumanești. Ce vă mai place? Să fii poate adaptat social, să fii, de exemplu, prietenoși sau, de exemplu, să... ce v-ar place ei? Primul rând, omenia, da, să fii prietenoși, să accepti pe om așa cum este el, fără să aibă... fără discriminări, da? Da, fără discriminări. Pentru că în ziua de azi, în jurul nostru, sunt foarte... aici stă el așa, la așa, la el nu știu cu e, aici stai... murdar și nu discut cu el sau... Dar am văzut că am investit asta în copii și ei toți sunt cu... Am niște copii cu suflet mare și mă bucur. Deci ei sunt foarte empatici, da? Deci ei au empatie și toleranță față de oricine fără a avea critică, da? Sau fără a avea gândul ăsta în cap cu cineva într-un fel sau altcineva altfel. Suntem egali și toți suntem buni, da? Și bunătatea asta e ceea ce văd că voi ca părinți ați introdus în copii. Dar mai este și în afară de rolul de mamă, da? Dumneavoastră mai aveți și hobby personal. Și aici în test noi am înțeles că aveți mâinile cumva mai creative. Cum vă manifestați creativitatea pentru sufletelul personal? Cum vă bucurați sufletelul?
Eu, când eram micuță, mama, dacă era pedagog, ea avea teancuri cu caiete de controlat și îmi spunea, liniște. Și eu mă așezam pe scaunel și cu sân. Deci îmi plășea lucrul ăsta și ne se dă și fac și chiar pe parcurs am, să spun că am câștigat bani pe, pe munca pe care am făcut-o. Nu era pentru bani, cât era pentru... Îmi doream să bucur oamenii și am cusut foarte multe haine la oamenii din sat. Chiar haine? Da, da. Vineau doamne care spuneau, uite, îmi place așa, vreau așa și aveam idei și mă stăruiam să fac lucrul ăsta. Îmi place să stau scos, îmi place să-mi pletesc, nu am timp pentru asta. Soțul meu îmi pletește foarte frumos și am învățat toți copiii mei ca să-mi pletească ciorapi, să-mi pletească... Extraordinar. Deci voi ambii cu soțul sunteți destul de talentat cu mâinile, da? Deci mâinile voastre au căldura asta de a crea ceva, de a face ceva, da? Eu vreau să fiți cumva deschisă transformării care urmează, pentru că partea asta cu psihologul mai degrabă a fost partea asta în care noi am pus lucrurile la punct să înțelegem. Noi cu dumneavoastră am discutat cum ni s-a întâmplat că Universul, Dumnezeu va oferi mai mulți copii, da? Și noi în discuția privată am înțeles de ce asta s-a întâmplat. Și în același timp vreau să fiți deschisă pentru următoarele etape de transformare. Pentru stilist vestimentar, pentru transformarea părului, da? Pentru lucrul ăsta vizual, da? Savurați momentul ăsta, pentru că e tare frumos pentru copiii dumneavoastră, în special fiica organizată așa ca în sfârșit să primiți și dumneavoastră recunoștință. Așa că transformarea de acum, primiți-o ca și recunoștință din partea copiilor. Dar când te dăruiești pentru alții, riști, deci primești mai mult, da. Dar riști să uiți, să te îngrijești. Da, și mulțumesc fiicii mele pentru, chiar dacă a fost o surpriză așa, nu știu cum. Neașteptată, dar îi mulțumesc pentru că ea tot este mamă și știe că chiar dacă ești mamă, chiar dacă ai mult de lucru, dar frumusețea trebuie să fie... Investit, îngrijit, investit, da? Deci cumva să fie și partea asta de frumuseț feminin. De-întotdeauna am insistat, nu ieșim oricum, ieșim așa cum trebuie, ne îngrijim, să arătăm bine. Și cred că asta ea se gândește, măi, dar mama, oare își face timp pentru ea ca să arăte bine? Eu la cât mă țin, parcă mă stărui, dar se poate și mai mult. Eu văd că ceea ce fac copiii pentru dumneavoastră este recunoștință frumoasă. Eu o să fiu și în continuare, pentru că copiii vă cresc, aveți și copii adolescenți, aveți da. Și copii la școală, așa că procesul încă durează. Recunoștință în continuare o să fie tare multă. Eu m-am bucurat foarte mult să vă cunosc. O să fiu sinceră că am avut o parte de șoc, pentru că când cunoști o persoană, mai rar, dacă sincer, cunoști oameni care au curajul să dăruiască atât de mult, da, pentru rolul de mamă. Și pentru mine a fost câteva lecții de viață pe care le-am luat din discuția noastră. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuția asta caldă. Vă mulțumesc și eu. Mersi. Sunt pentru prima oară la o discuție cu psihologul. Am discutat sufletește, am analizat unele lucruri care poate nu le-am observat la mine, dar am înțeles că mai este loc de creștere și asta mă bucură pentru că sunt o persoană care îmi place să cresc, să cresc pozitiv. Daniela, zic da. Azi avem un caz foarte particular, da. Da. Cred că e să ai mult de lucru aici. Eu sunt. Asta am înțeles și eu din prima. Așa, dacă să vorbim despre machiaj, doamna Svetlana are trăsături deja destul de pronunțate. Avem o sprânceană deasă, avem buze, așa. Destul de proporțional. Destul, da. Pleapa o văd căzătoare, așa că am să mă strădui un pic să ridic privirea. Nu prea cred, deși abia aștept să-i văd și părerea și vis-a-vis de make-up, dar nu cred că aici o să am un machiaj foarte strident. Dar în rest,
cred că ca de obicei avem cu ce lucra. Da. Tu? Da, eu din prima am înțeles că o să fie de muncă și o să ne iei mai mult decât de obicei. Da, doamna are peste 90% de păr cărunt și o să trebuiască, cred că, să mergem pe o culoare ceva mai deschis ca să nu fie contrastul ăsta între părul cărunt și părul ăsta vopsit. Cel mai probabil e o vopsea din comerț care o să iasă un pic mai greu. Da, cred că o să mergem pe ceva nuanțe mai naturale, care o să încălzească tenul și o va întineri pe doamnă. Din lungime, neapărat o să împrospătăm capetele minim cu 10 cm minim. Să vedem, o să mai discutăm și cu doamna, să vedem ce dorințe are ea și cum se vede. Având în vedere că fiica ei a scris această scrisoare, da? Da. Să vedem la cât de departe e gata doamna să meargă, pentru că intențiile sunt bune, dar să vedem dacă o să fie de acord cu ceea ce propunem noi. Eu zic că dacă ea are încredere în fiica ei, ar trebui să aibă încredere și în noi. Dacă... Cu siguranță. Sunt sigură că o să-i placă și o să accepte provocarea. Eu mă tem să nu-i placă prea mult și o să fie întrebări cu menținerea și cu... Da. Înțelegi? Eu cred că fiica și-o asumat, așa că... Da, noi o să ne facem... Mai de doamne și copii. Da. Primăvara alege o aromă proaspătă și diferită de la partenerii noștri Echivalența. Brandul spaniol Echivalența Moldova va aduce o gamă variată de parfumuri, produse pentru îngrijirea tenului, produse de îngrijire corporală, difuzoare de arome și uleiuri esențiale. Echivalența fiind locul ideal raport preț, unde găsești produse de care ai nevoie și cadoul perfect pentru persoana dragă. Descoperă gama largă label, o gamă de îngrijire corporală pentru ea și pentru el, cu notele parfumurilor top vânzări. Oferă o emoție olfactivă, o experiență parfumată și unică în fiecare flacon, doar la Echivalența. Nu uita că majoritatea produselor Echivalența sunt reîncărcabile. Economisește bani la fiecare reîncărcare. Echivalența promovând grija față de mediul înconjurător. Participanta de astăzi este Svetlana și are 55 de ani. Analizând tenul acestea, observăm porii dilatați, multiplele riduri și puține pete pigmentare. I-am efectuat o procedură de peeling chimic cu acid lactic pentru a îmbunătăți structura tenului și pentru a îmbunătăți aspectul ridurilor și a porilor dilatați. Totodată am aplicat și un ser cu acid hialuronic pentru a străluci pielea și pentru a o hidrata mai profund. Ne-au venit produsele de la Echivalența, care au o gamă destul de largă pentru toate tipurile de ten. Iar la final am aplicat cremă cu factor de protecție solară antipoluare. Pe viitor recomand să aibă mai multă grijă de tenul ei, să utilizeze în rutină vitamina C, niacinamidele, acidul hialuronic pentru o structură mai bună a pielii, pentru strălucire și totodată să lucreze cu acele riduri profunde. Echivalența are grijă de tenul și pielea participantelor Madam. Brandul spaniol Echivalența oferă hidratare și îngrijire intensă pentru pielea ta. Doamna Svetlana, vă salut! De această dată avem o participantă venită mai exact de la Cahul. A făcut ceva kilometri ca să ajungă aici la Madam și vreau să vă întreb ce v-a determinat să vă doriți o schimbare. Știu că este o surpriză. Vreau să ne povestiți despre această surpriză. Este total o surpriză. Este un cadou din partea fiicei mele. Ea este o persoană tandră, are un șarm de decență și feminitate în ea. Și îi place
să facă asemenea surprize. Să facă să fie ceva tare frumos. Așa tare a fost frumos mesajul ei. A zis că este ziua de naștere a mamei și vreau tare mult ca la cei 55 de ani pe care îi împlinește să o facem și mai frumoasă. Da. Așa că asta o să facem. Și toată frumusețea vine de la Dumnezeu. Într-adevăr. Doamna Svetlana, spuneți-ne, vă rog, cât de atentă sunteți atunci când alegeți o rochie, pentru că văd mai multe rochii și costum cu fustă în garderobă. Exact astăzi ați venit cu o rochie potrivită pentru silueta corpului pe care o aveți. O ați sortat-o la ciubotă, ceea ce nu este greșit. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cât de des cumpărați haine? Vă place să cumpărați? Nu vă place? Ori de câte ori mă simt obosită, vreau să mă noiesc cu ceva. Și atunci cumpăr o haină, dar nu prea des. Așa, foarte bine. Aveți puține, dar la temă, cum îmi place mie să-i zic. Mie îmi place acest albastru electric, este o nuanță potrivită pentru dumneavoastră. Dacă cineva vreodată v-a zis că nu vi se potrivește, atunci să nu-l credeți. Este o nuanță care trebuie să o aveți mai des în garderobă, pentru că și eu am ales așa ceva pentru această nuanță. Îmi place că optați pentru lungime de fustă și rochii potrivite pentru vârsta și silueta corpului pe care o aveți. Nu optați pentru ceva super scurt care să nu se asorteze sau invers. Vreau să vă întreb ce nu ați purtat niciodată din piesele vestimentare și credeți că nu veți purta? Pantaloni. Ceva extravagant, cred că n-aș purta. Pantalonii niciodată. Nu vă plac? Nu vă sunt comozi? Sau nu ați găsit perechea care să vă placă? Cred că nu mă simt bine în ei. Nu vă simțiți bine. Ei bine, eu astăzi am ales pantaloni, nu întâmplător, am văzut că aveți doar rochii și este un fel de test ca să vedem cum ați arăta și într-o pereche de pantaloni. Dacă nu o să ne placă varianta asta, fuste și rochii avem foarte multe aici la net, așa că... Tot șoptez pentru rochii și fuste. Rochii și fuste. Da, dar este bine să avem și o pereche, două de pantaloni în garderobă care să ne ajute atunci când mergem zi de zi cum vă îmbrăcați. Exact, în rochii și în fuste. Da. Așa, am înțeles. Foarte feminin, foarte elegant. Mie îmi place stilul clasic, îmi place și stilul retro. Uh-huh. Și mai ales îmi place tot ce e frumos, chiar dacă nu e în stilul care, okay, de care mă țin. Okay. Atunci o să încercăm și o variantă cu pantalon și o variantă cu fustă, ca să vedem cum o să arate ceva diferit. Începem primăvara cu Oasis Shopping Mall. Acum e timpul să-ți reînnoiești garderoba și să devii cu mai mult stil și atitudine. Participanta din acest episod este doamna Svetlana. V-am primit curând vârsta de 55 de ani, ceea ce înseamnă că avem multe ce spune la capitolul vestimentar. Este destul de impunătoare. La început de emisiune mi-a spus că categoric nu îi place să îmbrace pantaloni și nu o face, dar totuși pentru proiectul nostru a încercat și a ieșit destul de bine. Eu vreau să le recomand femeilor, celor care poartă doar pantaloni sau rochie, nu este neapărat super stilat să îmbrăcați doar rochii. Putem să asortăm și o pereche de pantaloni care pare a fi de departe o rochie lungă, pantaloni evazați care să vă accesorizeze frumos și partea de jos și partea de sus. Eu am încercat asta să fac. Voiam să înlocuim rochiile de zi de zi și să le asortăm și la costume pe care ulterior le va putea purta. Am ales două ținute cu pantaloni și ultima cu rochie ca să fie și doamna Svetlana mulțumită. Știu sigur că i-a fost cumva ciudat la prima vedere să poarte hainele pe care le-am ales, dar dacă o să se adapteze și o să-i placă, cu siguranță îi va reuși. Are o silueta corpului care a fost ușor de asortat piesele vestimentare pe ea, însă cred că mai avem mult de lucru la acest capitol, pentru că pe lângă faptul articolelor care trebuie să alegem, este vorba și de adaptare, adică să încercăm să lăsăm ceea ce purtam acum câțiva ani și să optăm pentru ceea ce se poartă în această perioadă. Prima ținută aleasă de Nicoleta îmi place foarte mult. Este o stilistă cu gust. Eu nu am îmbrăcat pantaloni și chiar dacă nu eu îmbrăca, oricum îmi place, sunt frumoasă.
Este o ținută foarte frumoasă, îmi place, dar eu n-aș îmbrăca, n-aș purta, deoarece sunt adepta fustelor, rochiilor, dar fiindcă hobby l-am croitoreasă, am cusut pentru mulți din sat, vreau să spun că sunt foarte frumoase haine și sunt cusute foarte bine. Îmi place. Wow, este foarte frumos, mă simt în apele mele, îmi place, este o alegere cu gust, perfectă, are o croială foarte frumoasă, este o rochie ușoară, o rochie în care te simți bine, cred că și în zi de sărbătoare și în zi de liberă. Bună ziua, doamna Svetlana! Bine ați venit la noi! Bună ziua! Bine v-am găsit! Aș vrea să aud ce schimbări ați dori să facem noi. Să fie altceva de ce și-a fost. Să fie ceva mai frumos. Mai frumos. Ceea ce ține de nuanță. Cât de departe sunteți gata să mergeți? Cred că mă las pe gustul tău. Bine. Că știu că o să corespundă cu gustul meu. De lungime... Sunteți gata să vă despărțiți așa? Măcar cu jumate. Jumate... E prea mult, da. E prea mult, dar... Trei sferturi e perfect, da? Cred că ai înțeles. În breton? Fără breton. Fără breton. Toate că vă prinde foarte bine. Tunsoare în scări sau pe o linie dreaptă, cum vă vedeți? Cum mai vezi tu? Frică nu este, pe interior sunteți gata, da? Noi la fel suntem gata. Atunci, hai, pornim la lucru și cred că o să fie ceva frumos. Doamna Svetlana, vă zic, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua și îmi face plăcere să vă cunosc. La fel. Știu că ați primit cadou din partea fiicei această transformare și de aceea sunt foarte curioasă să cunosc care este dispoziția dumneavoastră, în primul rând. Am o dispoziție bună, pentru că cum ți-o faci așa o ai. De-a lungul timpului, în experiența mea, am întâlnit două categorii de femei. Femei care iubesc mersul la saloane, la machiaj, la coafor și femei care preferă să nu investească timp, să zicem, și nu iubesc iată, așa, gen de activități. Dumneavoastră, din care parte faceți?
Să recunosc că nu m-am machiat niciodată. Deja ați răspuns la întrebarea, următoarea întrebare. Am preferat naturalețea. Poate aș vrea să mă văd odată așa, ca fiecare femeie, dar... Ați răspuns la următoarea mea întrebare, așa că să înțeleg că relația cu machiajul așa e foarte... Dar ce ține de îngrijire, crem aplicat sau tot mai puțin? Tot mai puțin. Adică rutina e mai mult la spălat fața și... Da. Doar spălat fețe și... Și atât. Nici cremă nu aplicați? Nici cremă. Doar în caz că sunt niște leziuni sau uscăciune sau... Vreau să vă spun că nicăt nu de la asta, adică te arată foarte bine, da? Și fiindcă aveți trăsături foarte interesante, o să-mi doresc să le pun în valoare și sper să vă placă rezultatul final. Mulțumesc! Nu cred că îmi doresc în cazul ăsta să vă șochez foarte tare, dar vedem, știți cum inspirația vine pe parcurs, așa că cum o să fie și cum o să arate asta la sfârșit, o să vedem, dar un pic mai târziu. Surpriză, surpriză! Surpriză, surpriză, desigur! Experiența de astăzi a fost una foarte interesantă și destul de intensă. Am avut de lucru foarte mult cu doamna Svetlana. În primul rând, dumneavoastră a fost foarte conservativă la început și nu și-a dorit schimbări radicale, însă pe parcurs dumneavoastră a intrat un pic în ritm și se simțea că din ce în ce mai mult era deschisă spre noi experiențe. Deci am făcut, cred că, maxim ce am putut face în câteva ore de lucru. Acest proces ar putea lua și zile sau chiar mai multe etape, însă noi am încercat să îmbinăm și plăcutul și utilul și să primim și un rezultat pe măsură. Cu doamna Svetlana am avut o colaborare tare caldă și tare frumoasă. A fost unul din acele momente în care mi-am dorit să țin cont de dorințele sale, să iau în calcul faptul că nu s-a mai machiat niciodată, nici la nunta sa, nici cu orice altă ocazie și apreciez răbdarea de care a dat dovadă și tare sper că ediția de azi și experiența prin care a trecut astăzi să o convingă, măcar la ocazii deosebite, să apeleze la ajutorul unui specialist în domeniu, pentru că foarte tare îmi place rezultatul final, care a fost așa subtil, dar totodată i-a accentuat frumos trăsăturile pe care le are. Astăzi am avut o transformare cu multe ore de lucru. De ce zicem asta? Pentru că avem o transformare în sfârșit, în stilul nostru, așa cum ne place nouă, radicală de 100%. Nu știm ce părere și ce reacție va avea doamna Svetlana, dar sunt sigură că fiica ei, cea care a programat-o în proiectul Madame, o să-i placă nespus de mult, iar noi pentru ea, până la urmă, am făcut această schimbare. Vreau să nu o mai ținem pe doamna Svetlana în suspans și să o invităm aici, în oglindă, să se vadă o nouă femeie diferită, la fel de frumoasă, doar că retușată și cu un mic sau poate mai multe accente, o să vedem, așa că vă invităm să vă întoarceți și să vedem reacția finală. Ați dorit să mă uimiți, chiar m-ați uimit. Chiar m-ați uimit, niciodată nu m-am așteptat și n-aș fi... De bună voie, cred că n-aș fi făcut acest pas, dar mulțumesc pentru cei care s-au gândit că pot arăta altfel. Mă bucur, îmi place, chiar îmi place. Sunteți tare frumoasă și diferită. Nu știu dacă eu o să...
să mă mențin așa. Dar cum să nu vă mențineți? Cu mici sfaturi și recomandări să vedeți. Vă mai uitați de 2-3 ori la alte emisiuni, madam, și să vedeți cum o să prindeți la curaj să ieșiți din zona de confort, pentru că asta este important. Dumneavoastră mi-ați spus, nu vreau categoric să îmbrac negru, nu vreau categoric să am păr mai deschis, iar noi am făcut totul invers. De asta, fetelor, când veniți la madam, aveți grijă ce spuneți. Noi schimbăm. Da, într-adevăr, femeile care își doresc ceva frumos să vină la echipa dată, pentru că sunteți niște muncitori cu stăruință, cu sârguință și aveți gusturi foarte frumoase. Pentru că ne-ați ascultat, ați respectat totul ce am vrut noi până la final, să știți că și partenerii noștri de la Echivalența au un cadou pentru dumneavoastră, să vă parfumați, să vă dați cu diferite arome, astfel ca să vă mențineți mereu tânără și frumoasă. Noi vă mulțumim, chiar dacă știu că șocul e foarte mare acum, o să vă obișnuiți. Mai urmează vreo 30 de minute, o oră de adaptare, să vedeți când toată lumea o să vă umple de complimente, asta o să fie bine. Noi vă mulțumim și vouă, dragi telespectatori, pentru că ne sunteți fideli și ne urmăriți, iar dacă vrei și tu să fii participant în cadrul proiectului Madame, tot ce trebuie să faceți este să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook sau contul de Instagram, acolo unde așteptăm fotografiile voastre și cererea pentru a fi parte din proiectul Madame. V-am pupat și ne revedem săptămâna viitoare, tot aici pe Jurnal TV. Vă mulțumesc! Ceva în ochi. Suntem gata? Da. Ești drept de s-organizat pațanii. La valiera e de la tine, dar camera e de la dânsul, da? Așa filmă, așa! Filmă, tăiem așa și dișe, mă! Mm-hmm, niciodată chiar! Oh my God! Partenerii emisiunii Oasis Shopping Mall Echivalența